Și pe de-o parte m-am întristat, pe de-alta m-am bucurat, pentru că ei au trecut prin tenis și prigoane și nu venim la o întâlnire în dată lor ca la cinematograf, ca la teatru sau ca la o plimbare în parc. E nevoie de puțină jertfă și m-am bucurat că ați făcut-o. Am să închei cu o altă poezie de Gabriel Țepe la final, o poezie care vă îndeamnă să aveți atitudine într-o Românie care tace în atâtea și atâtea probleme. Unde părintele țin astăzi să tune și să fulgere împotriva regionalizării? Unde sunt domnitorii noștri? Unde sunt haiducii noștri? Sunt atâtea și atâtea legi anticreștine care se dau, cum era portul Lunacek, promovarea homosexualității peste tot și în școli, și tu ca părinte nu o să mai ai ce face pentru că va învăța copilul la școală pe ceva normal și căsătoria homosexuală și înfierea copilului în familie homosexuale, încet, încet, până se va ajunge până și la campania de acceptare a pedofiliei, pe motiv că dacă minorul admite, nu mai este nicio problemă. Ați auzit, cred, de legile care s-au dat în favoarea homosexualității și astăzi pedofilii luptă exact cu același lan cu care am început liderii mișcării homosexuale. Ei bine, în astfel de vremuri în care tot stac și le frică, trebuie să avem clar în suflet ideea că Hristos nu ne dă încercări mai mari decât cele pe care le putem duce. Noi tot vrem soluții lumești, salvări politice, să se dea legi bune, să crească economia, fără să ne dăm seama că, de fapt, principala cauză a situației în care ne aflăm sunt păcatele noastre. Ne aflăm într-o Românie ortodoxă, scăldată în sângele atâția și atâția milioane de copii avortați. De cine au fost avortați? De femeile din România și nu doar de sectante sau de cele de alte religiuni, de femeile care merg să spovedesc, iar am avortat și iar am avortat, fără să se gândească că de fapt atrag mânia lui Dumnezeu nu doar peste familia lor, ci peste întregul neam. Noi ne aflăm într-o Românie scăldată în sânge. Nu am murit în cele două război mondiale oameni pe câmpul de luptă cu arma mână, câți copii au fost uciși de la Revoluție încoace. Și în această stare de nepăsare, ți se pare că ești greu, ți se pare că ești singur și totuși, părintele Arsenie Papacioc mi-a zis un cuvânt care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îi spuneam: părinte, dar uitați-vă cât de puțin vorbesc împotriva globalizării, împotriva ecumenismului, împotriva masonerii, tot stac. Și el a zis: nu-ți fie teamă, trebuie să avem următoarea atitudine. Și când sunt singuri, suntem prea mulți. Sau altă dată a zis-o: și când suntem singuri. Dar a spus-o: și când sunt singuri, suntem prea mulți. De ce? Pentru că în inimile unei astfel de rău stau toți eroi neamului, stau sfinții care lapără să dea mărturia cea bună. Nu vreau să închei într-o poziție optimistă, că așa e cool. Aia a zis de lucruri triste și acum să zic o anecdotă și să râdem toți, să fie în comedy show, foarte de placul publicului. În realitate, Hristos nu ne-a poruncit: temeți-vă. Nu găsim în Evanghelie, în Scripturi, astfel de sfaturi: temeți-vă, că o să vină vremurile din urmă și o să fie greu și ce o să faceți. Nu. Cei care au spus la Părintele Iustin, vă întreb, l-ați văzut o singură dată plin de patimă? I-a mai fost plin de frământare, de disperare? E jale, putrezim, ce se întâmplă? Nu, l-ați auzit vorbim plin de nădejde. Ne distrug ăștia, ne omor, dar Hristos e cu noi și vă-mi da mărturia cea bună. Ascultați final de Gabriel Țepelea, poezie care vă îndeamnă să aveți atitudine, să nu vă temeți de ce zice gura satului și să știți că dacă mergeți pe urmele mucenicilor, veți ajunge împreună cu ei în împărăția cerurilor. De-o fi să cad la vreo răscruce, nu vă întristați. Eu sunt din cei ce au preferat să poartă o cruce decât negoțul de idei. Din sat plecai cu o merinde, cuprins în vechea becedare. Din vatra țării nu se vinde nici chiar o unghie de zare. De atunci am răscolit trecutul prin ale cărților de sișuri, să-mi fie peste vreme scutul în drum spre alte luminișuri. Am stat de veghe la hotare cu pârcălabii și aprozii și am galopat cu înverșunare în iureșe cu voievozii. Iar de-am avut vreo îndoială,
când totul se îmbrăca în ceață, am zis că e bună rânduială să cer trecutului povață. De n-am desprins din vechi cetanii cărarea limpede și sfatul, simțeam cum înghiotesc mocanii să mă întreb, ce-ar zice satul? Îi urmăream cum fac cărare, prin colbul anilor ce au fost, cum picura un colț de zare din miezul spuselor cu rost. Iar când au nechezat străinii la poartea țării după pradă, sau mă îmbiau toți citadinii la traiușure de paradă, m-am răsucit pe fier de gânduri, sub tremuratul blond al lunii, să aflu ca între atâtea rânduri ce ar zice tata și străbunii. Și acum, la ultima răscruce, strivit de gratiile roșii, sunt împăcat, căci drumul duce acolo unde vor strămoșii. Vă mulțumesc!